Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod de Stumble Guys astăzi, este 1 aprilie, da, ați auzit bine, ce mai mișto lună din an și mai mișto zi din lună, da, logică 200 IQ și era și un skin uh, gratis în shop, dar aparent uh, l-am luat, ok, pe aici nu nimic interesant, uh, la roata asta am luat și o specială asta, Scheletal Dragon, e o specială foarte mișto și Capibara are șansă mai mică, da, mă rog, acum hai să căutăm aici la Epic skinul ăla, Uh, uite chiar aici, False Guy, ei bine ne-a fost dat gratis pe 31 martie aparent, nu pe 1 aprilie dar cam același lucru e, e un skin extrem de troll și se numește False Guy și da, hai să dăm și noi un match și aparent nu a fost gratis, a fost un gem, da, troll la nivel maxim, zici că ne jucăm Stumble Guys ediția Ohio ediția 1 aprilie, dar da, avem o informație și foarte nașpa care nu este o glumă de 1 aprilie, atenție din câte am înțeles, blog deșul se va șterge de, de, tot de pe Stumble Guys. Și da, nu știu ce se va întâmpla în continuare cu viitorul acestui joc, pentru că deoarece bloc de șutinea în viață acest joc, pentru că e pe bloc uh, nu știu cum să zic, e cea mai mare competitivitate. Ok, ok, ok. Nu știu cum am căzut din prima, dar da. Am revenit cu un meci de Treasure Island și cât timp jucăm o să, o să vă povestesc de ce ziceam de blog, Că e cea mai mare competitivitate și practic asta ținea în viață jocul, turneele. Și nu este o glumă de 1 aprilie cum ar, ați fi crezut. Dar stați până la final ca să vedeți o surpriză tot de 1 aprilie. Deci da, până atunci puteți să lăsați un like și un subscribe, că nu mă supăr. Uh, perfect și blog de șustin ce să fiu, mi-a plăcut, de chiar cea mai mișto mapă. Și da, ăsta e un lucru extrem de trist, faptul că se va scoate, dar... Uh, da, cred că ar trebui mai mult să ne concentrăm asupra acestui meci și să nu plângem de milă bloc de șu. Deci, da, hai să, ne, hai să continuăm și meciul. Bă, frate, dar mă, bă, nu mai apuc să iau nimic, mă împing asta în toate direcțiile. Ok, nu știu ce e cu jocul ăsta. Mi se pare că nici nu se mai merită să stai pe bombardament pentru că acum pur și simplu e toată lumea aici și toată lumea vine aici pentru că știu toți că se spăunează cei mai mulți bănuți. Bine, aici și pe pe los Temple, adică partea aia cu templuri. Aici stau cei mai mulți oameni și, practic, nu știu unde ar fi acum să stai cel mai bine. Mie tot mi se pare că pe mapa, pe partea cu los Temple mi se pare cel mai bine, dar, da, scrieți-mi și voi în comentarii și vă urez un uh, 1 aprilie fericit. S-ar putea zice așa? Ok, cred că vă urez uh, da, nu știu ce vă urez, 1 aprilie fericit, asta era toată ideea. Nu uitați să scrieți și o glumă în comentarii dacă tot este 1 aprilie, pentru că... Cred că dacă urmăriți acest video, probabil sunteți destul de buni la făcut glume, pentru că și este un video de 1 aprilie. Deci, în concluzie, lăsați în comentarii cel mai mișto glume pe care le știți. Și o să vă spun și eu una. De ce a vrut să treacă uh, Cocoșu strada? O să vă las timp 3 secunde. 1. 2 3 Ok, și se pare că răspunsul era ca să ajungă pe partea cealaltă Dar nu știu cine știu știut de... de fapt, asta e o glumă sau o ghicitoare? Cred că e mai mult o ghicitoare Dar uh, practic e și glumă Da, ok, nu știu care e faza Dar eu o să o consider ca pe o glumă Sper că arăt cineva Dacă nu e din nou ok uh, Da, se pare că acum What? Mă, prind, mă prinsesem de chestia aia? Ok, n au înțeles care a fost faza, nici nu știu cum să spun la chestiile astea de pe jos, hexagonuri, cred că așa, așa s-ar spune, hexagonuri, nu știu, dar ia uitați vă cât de mișto e acest skin, zici că e un default, dacă nu te uiți atent, zici că e un default, a, ce pun era să-i dau lui ăla, a, per... ok, nu știu cum s-a întâmplat asta, bă, care erau șansele să cad fix acolo, ok, uite, cade și nin fake, da, foarte mișto, Hai să revenim cu un nou meci pentru că am avut foarte mult ghinion. Ok, hai să-i dăm play. Am revenit din a doua rundă pentru că, da, în prima rundă a picat din nou Treasure Island și nu prea închip să jucăm doar Treasure Island azi pentru că, da, adică e destul de plictisitoare. Mapa durează două minute și nu e fo foarte... multă acțiune, vreau să zic. Pingo ăsta are ceva cu mine. Bă, jocul ăsta are ceva cu mine. Ok, mă, nu înțeleg. Ok, deci cred că asta se trage din cauza uh, skinului pentru că e prea troll și nu știu ce skin să pun. Hmm. Oare să pun Inferno? Ok, cred că o să pun uh, Pixel Blue Ninja, skinul ăsta exclusiv pe care l-am luat și am postat și un video despre cum să-l iei. Și hai să dăm încă un meci. Ok, perfect, se pare că a picat Bodbeș. Da, mapa mea preferată, ce să mai... Știți deja că e mapa mea preferată. Ok, hai să mergem pe aici. Da, o să dau și o banană random. Pentru că nu știu ce altceva aș putea face în uh, haraba asta totală Pentru că e mult prea aglomerat pe aici Ok, perfect, o să mă plimb pe aici Ok Da, nu prea am ce să fac pe aici decât să mă feresc de gărgărițe Și să mă concentrez Dar mă simt, mă simt mai puțin în, singura, în siguranță când sunt uh, mulți oameni pe aici Pentru că îmi dau seama că Opa, ok, eu am calificat Nice. A picat blog, bloc, deci vreau să zic că mă simt mai în siguranță, pentru că dacă sunt între mai mulți oameni, șansele să mă lovească pe mine sunt mai mici din toți oamenii. Dar ok, hai să vedem acum pe blog deci dacă pot să fac și eu un win, pentru că știți că... A, mapa asta se va scoate și eu. Sunt cel mai bun din România pe blog, deci în caz că nu știați. Ok, hai să vedem. Deci, da, felicitări dacă ați ajuns până aici. Ce vreau eu să zic că faza cu blog de că se va scoate este o glumă de 1 aprilie. Bine ați venit la glumele cu pâine YouTube. Perfect. Sper că v-a plăcut uh, această glumă de 1 aprilie. Ok, acum hai să ne concentrăm să câștigăm și noi acest meci pe mapa care, între ghilimele, se va scoate pe 1 aprilie în Ohio în 2023. Ok, pe unde să merg? Pe aici. Așa. Bă, dar din câte am observat, emote-ul ăsta de banană e absolut degeaba. Adică, nu știu, mai bine îmi pun ceva taunt, sincer să fiu. Adică, de exemplu, dacă pică rush hour, eu n-am ce să fac. Adică, pe bune, mai, mai, bine, mai mult îmi trebuie un taunt decât uh, un emote de banană. Pentru că și, și de inimă e mai bun decât emote de banană. Și mai bine de asta înlocu înlocuiesc tauntul cu imotul de banană. Adică mi se pare absolut nefolositoare imotul ăsta de banană. De fapt, nefolositoare această banană, dacă zic imotul ăsta, nefolositoare acest imot, Dar mă rog, o, oh, m-am calificat, easy, lejer. Și se pare că avem finala pe bombardament. Da, aparent, astăzi jucăm doar bombardament. Ok, haideți să vedem. Sper să nu mă lovească că... O, oh, a dat picior, bă, știe să se ferească. Dacă n-avea emote, era lejer acolo, sincer să fiu. Hmm, nu știu ce să fac. ah, hai că i-am dat eu picior dacă e. Ok, nu știu pe ce să mă duc. Poți să super punch. Hai că super punch dacă e ceva. S-a ferit, s ferit, doamne, iepurele de aur. Dar cum am observat că... Ok, nu. Aoleu. Dar revin cu o nouă finală. Se pare că am revenit cu o altă finală și tot pe bombardament. Deci, cum am zis, astăzi jucăm doar bombardament. Hopa, nu! Nu, m-a luat în brațe, o să pierd. No! No way, bro! Doamne, cât ghinion pot să am la jocul ăsta! Deci, mă urăște Stumble, guys. Cam atât a fost cu acest episod. Oricum, nu uitați de like, share, subscribe și noi ne auzim data aviatoare. Și pa,